Am aici patru motofenestrele de la Husqvarna. Le-ați mai văzut pe canalul meu și pe canalul Bobby. 576-le lui Bobby, 550 XP tot al lui Bobby, un 353 al meu și mai am un 572 XP în teste. Și acum o să vă arăt, o să tai niște lemne de foc. Am aici salcâm uscat, super strong. Nu e prea gros, dar e destul de tare. Și o să le iau părând, așa o să tai niște bocuri. O să vedeți cam cum merg. Începem cu 572 XP. Cum se vede, merge super, 572 XP. Trebuie să am grijă să nu mă las prea rău pe lemn, că mă duc în pământ. Acum luăm unul tot pe măsură, 576 XP al lui Bobby. Forță brută! Acest model 570 XP. Acum la lemnele acestea mai subțiri o să încerc niște motoferestraie mai ușurele. 550 XP. Plăcere să tai și cu 550 XP. Deci e un motoferestrău cu un raport greutate-putere super din punctul meu de vedere. Deci se simte mult mai ușor ca 572 sau ca 576. Iar la lemne mai subțirele e nemaipomenit ca motoferestrău. Acum o să vă mai arăt și un motoferestrău drag mie, chiar dacă e un model mai vechi, modelul Husqvarna 353. Oh!
Se mișcă foarte bine și modelul Husqvarna 353, chiar dacă n-are acel boost de putere care l-are 550 XP, fiind XP are o turanță mai mare și un boost de putere, dar un motoferăstrău care a făcut istorie. Profesional, dar ceva mai mic. Cam asta a fost pentru azi, vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o zi bună.